Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Ieri am început să vorbesc despre un aspect împărăției foarte important. Fără Mardoheu nu există împărăteasa Estera. Ai nevoie de cineva ca să înaintezi în viață. Oamenii care au impact. Și dacă nu mă crezi, du-te și faci cercetări. Ai internet. Poți să te duci să faci cercetări în lume. Du-te și ia, nu știu ce, 10 mai bogați în oamenii și studiază biografia lor. Majoritatea oamenii cu impact, că vorbim de un impact spiritual, de un impact în afaceri și așa mai departe, au avut un Mardoheu. Au avut cineva care, într-un fel, i-a adoptat, între ghilimele. Și acel cineva a făcut exact ce a făcut Mardoheu. Hai să mă duc la versetul, să mă duc la Scriptura, Estera 2, versetul 7. El creștea pe Adasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. El creștea pe Adasa. După moartea tatălui său și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. Știi că un profesor poate să aibă mai mulți studenți, dar este unul sau doi care sunt studenții lui de suflet, e altceva cu ei. Mardoheu a crescut-o pe Estera. I-a dat o anumită educație. I-a dat anumite informații. A format-o, dacă pot să spun așa. Pentru că, cu siguranță, el avea mai multe experiențe decât ea. Și se numește ucinicile. Mie ți-am dat câteva exemple de oameni deosebit din Scriptura. Oameni cu impact au avut un Mardoheu. Am vorbit despre David, care l-a avut pe Samuel, am vorbit de Iosua, care l-a avut pe Moise, Elisee, care l-a avut pe Elie. Când, de exemplu, ne gândim că David l-a avut pe Samuel, putem merge mai departe, Samuel l-a avut pe preotul Eli, care l-a inițiat, care l-a antrenat, care l-a învățat. Că el a fost adus acolo de mic, în templu de mama lui. Și deși preotul Eli la un moment dat în viața lui nu era neapărat cel mai exemplar preot, fiul lui nu se temeau deloc de Dumnezeu. Dar totul Samuel a învățat de la el. Și ceea ce este deosebit, nu vreau să citesc textul ăsta, dar hai să-l amintesc doar. Ceea ce este deosebit, când Dumnezeu vine și se descoperă lui Samuel, Dumnezeu vine la Samuel. Samuel are nevoie de experiența preotului Eli ca să înțeleagă ce se întâmplă. Vorbesc tinerilor acum. Să nu disprețuiți experiența celor mai mari. Dacă vreți să fiți înțelepți, învățați din experiențele lor. Dacă nu vreți, pierde timpul și lăsați viața să vă învețe cu multe suferințe. O să învățați, dar o să pierdeți mult timp. Am închis paranteza la ce ziceam tinerilor. Dumnezeu vine și vorbește cu Samuel, dar Samuel nu poate beneficia din plin de darul lui Dumnezeu. De faptul că Dumnezeu se descoperă, cuvântul lui Dumnezeu se descoperă, dar el nu poate beneficia pe deplin pentru că îi lipsește experiență.
Și trebuie să se ducă la preotul Eli. Ah, totuși o să citesc. Îmi place tare mult textul ăsta. Samuel, le chapitre 3, 1 Samuel, capitolul 3. Tânărul, versetul 1, tânărul Samuel sluja Domnului înaintea lui Elie. Sluja Domnului înaintea lui Elie. Dacă îmi spui că slujesc Domnului, dar nu poți să-mi arate înaintea cui un om, o să pun un semn de întrebare. Dar cu adevărat slujești Domnului. Pentru că slujirea noastră către Domnul trebuie să se concretizeze prin slujirea noastră către anumiți oameni care sunt aici pe pământ de carne și oase. Da? Deci, tânărul Samuel sluja Domnului înaintea lui Eli. Și când ți-am vorbit, de exemplu, despre Iosua, el a slujit lui Moise. Elise a slujit lui Moise. Lui Elie. Samuel a slujit preotul Eli. Biblia zice clar, cum zici că îl iubești pe Dumnezeu și urești pe fratele tău? Pe Dumnezeu care nu-l vezi, pe fratele tău care îl vezi, îl urești. Și putem spune, cum poți să spui că slujești pe Dumnezeu care nu-l vezi, dar nu slujești pe frații tăi care îl vezi? Ok. Aș vrea să vedem un lucru aici. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui. Faptul că Biblia zice aici, cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese, înseamnă că când Biblia aici zice despre preotul că ochii lui erau tulburi și nu putea să vadă, clar, putem să ne gândim la capacitatea lui de a vedea fizic, pentru că ne-a intrat în vârsta, dar este mult mai dâng decât asta. Pentru că Biblia zice, cuvântul Domnului era rar și vedenile nu erau dese. Era un fel de foamete spiritual, foamete de descoperire din partea lui Dumnezeu și ni se spune că preotul, cel care trebuia să zic, să audă, să primească, nu mai vedea. În fine, când citim, dacă citești tot textul, o să vezi că starea preotului Eli, nu era o stare bună. Ok. Nu că era rău, dar anumite aspecte nu a făcut ce Dumnezeu i-a zis să fac, ca să zic mai scurt. În fine. Iar când de la lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Acum fii atent ce se întâmplă. Atunci Domnul l-a chemat pe Samuel. El a răspuns, iată-mă, și a alergat la Eli și a zis, iată-mă că m-ai chemat. Eli a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. Și s-a dus și s-a culcat. Domnul l-a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă că m-ai chemat. Eli a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Și totuși, în acea noapte, cuvântul Domnului este descoperit. Este o experiență deosebită, dar nu se poate bucura de ea, pentru că lipsește un lucru, experiență. De fapt, nici nu știe că de fapt e Dumnezeu care îl cheamă. Domnul l-a chemat. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul. Uite, Samuel a fost dus de mic în templu. Deci nu înseamnă că nu știa foarte multe despre Domnul. Ba da, știa.
Dacă în Biblie zice aici, nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit, se referă, nu a cunoscut încă acest gen de experiență cu Dumnezeu. Și aș vrea să-ți spun, indiferent de vârsta ta, există un preot Eli undeva care cunoaște experiențe cu Dumnezeu care pe tine nu le cunoște încă. Care dacă ți s-ar întâmpla, ai fi exact ca Samuel, nu ar înțelege ce se întâmplă cu tine. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă că ce m-ai chemat. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copilul. Aici este experiența. Deși Eli nu mai era, preotul Eli, nu mai era în topul puterii lui, în topul, să zic, ce era mai bun în relația lui cu Dumnezeu, dar avea experiență. Avea experiență. Și Samuel a înțeles ce nu putea să înțeleagă. Samuel. Vezi, cu toată dedicarea lui, că vedem caracterul lui Samuel în Scriptura, un om dedicat, un om care îl iubește pe Dumnezeu, un om cu o viață curată, un om sfânt, un om aparte, cu toate aceste calități, când cuvântul Domnului s-a descoperit, nu a știut. Îi lipsa experiență, îi lipsa anumite informații. Și cine avea acele informații? Preotul Eli. Un om bătrân. Un om cu experiență. Un om care și el, cu siguranță, a fost chemat. A înțeles ce se întâmplă cu copilul și zice... Și a zis lui Samuel, versetul 9, du-te și te culcă. Și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus, s-a culcat la locul lui. Domnul a venit să-i sfatișa și l-a chemat, ca și celelalte dăți. Samuele, Samuele. Și Samuel a răspuns, vorbește, căci Domnul tău, vorbește, căci robul tău ascultă. Atunci Domnul a zis lui Samuel. Parcă era o parolă. Domnul chema, dar Domnul aștepta un răspuns de la el. Și răspunsul nu venea pentru că nu avea experiență. Dar Domnul știa, am pus lângă tine un om. Chiar dacă am anumite lucruri de reproșat la acest om, voi rezolva asta cu el, dar în el este parola de care ai nevoie ca să intri de plin în experiența care ți-o oferă acum. Și Samuel s-a dus și Eli spune, dacă mai ești chemat, uite ce să spui. Doar un om de experiență putea să spună cu exactitate, exact cuvintele, exact reacția. Și când Samuel a făcut exact asta, Dumnezeu a început să-i vorbească. Ieri îți spuneam, știi de ce uneori viața ta e plafonată? Te duci, parcă te învârți și nimic nu se întâmplă. Exact asta se întâmplă lui Samuel aici. Se duce la cocar, este chemat, se duce, nu te-am chemat. Se duce înapoi, e chemat din nou, se duce, nu te-a chemat. Face un dute vino, dar nu se produce nimic. Pentru că îi lipsește o informație care o deține un om. Gândește-te un pic, Dumnezeu care vine și se descoperă lui Samuel. Nu știa că Samuel nu înțelege. Ba da, știa. Dar Dumnezeu respectă principiile împărăției care tocmai el l-a creat. Și anume, unele lucruri le vei primi de la el, Dumnezeu, iar alte lucruri le vei primi de la oameni în care el, Dumnezeu, a pus anumite lucruri pentru tine.
Repet, sunt lucruri care le vei primi de la Dumnezeu. Sunt lucruri care le vei primi de la oameni în care Dumnezeu a pus ceva în ei pentru tine. Samuel a avut Mardoheul lui ca să iasă din acea situație unde nu înțelegea ce se întâmpla cu el. Și a primit exact ce trebuia să facă și a ieșit din acea situație și a putut experimenta pe deplin ce Dumnezeu avea să-i descopere și să-i spună. Și îmi spun din nou această întrebare. Ai un Mardoheu? Mâine o să-ți arăt că există răspunsuri care le aștept de la Dumnezeu care nu vin. Pentru că Dumnezeu a pus acele răspuns în oameni care sunt lângă tine. Nu toate răspunsurile, bineînțeles, dar unele sunt în oamenii care sunt lângă tine. Dar o să mă opresc aici, ca să nu fiu prea lung. Dar gândește-te în mod serios la această întrebare. Ai un Mardoheu?